contează cine e contra. Da, sunt anumite subiecte care, la care nu trebuie majoritate și sunt subiecte la care trebuie majoritate. De data aceasta, subiectul despre care vorbim acum, pentru că e pentru prima dată când se acordă competență Uniunii Europene pe sănătate, deci în tratat sănătatea este subsidiaritate, dar acum Adică e datorită apanajul sau din fiecărui stat. cauza pandemiei, de data aceasta va trebui majoritate. Dar pe mine nu mă mulțumește asta și poate nici pe dumneavoastră și nici pe români. Totuși, n-am să înțeleg. Eu am făcut nenumărate scrisori săptămâna asta la Strasburg. A fost raportul ombudsmanului în care din nou a prezentat în plenul Parlamentului că președinta Comisiei nu i-a răspuns la cercetare pe care vrea să o facă legat de primele contracte și de acele mesaje care le-a considerat doamna că le-a șters, doamna Ursula. Eu am luat cuvântul și am spus că e perioada în care noi trebuie să votăm săptămâna viitoare, de exemplu, descărcarea de gestiune și eu sunt raportor din partea grupului SND pe bugetul 2021, exact când s-au făcut achiziții, și se încăpățânează și nu răspunde doamna președinta Comisiei. Acum, din punctul meu de vedere, sunt două greșeli aici. Unu, greșeală națională, pentru că eu pot să îl înțeleg pe domnul Rafila, cum spunea doamna Oana Zanfi, că a făcut niște referate. Problema este că dacă a văzut că nu-i se aplică, nu-i se iau în considerare, trebuia să iasă public, să-și asume și să spună fraților, pentru că la Consiliul de Corect? Ministri nu participă altcineva, participă miniștri. Trebuia să se întoarcă și să facă public și să spună: eu am făcut demersuri, atenție ce ne așteaptă. Dacă nu ne aliniem și noi cu celelalte state, o să ne pună în cârcă, dacă am tăcut, să plătim, pentru că problema e că Pfizer spune că produce mai puțin, dar are pretenția să-i se plătească toată cota Doar că comandată. ne dă o Adică el nu perioadă mai mai produce, nu lungă. mai livrează, dar de plătit trebuie plătit. Asta, și ne dă o perioadă mai lungă, domnule avocat, și pare că e contractul Bechtel, nu știu cum să zic, adică ăla... Bine.